1 de mai muncitoresc la Copenhaga, ne aflăm în Parken, câteva mii de oameni s-au strâns aici, marea majoritate sunt tineri, sărbătoresc această zi socialistă a muncii. După cum știm, în Danemarca, curentul de stânga, curentul socialist este cel mai pronunțat. De altfel, la putere, acum sunt social-democrații, deși ei s-au cam dezis de social-democrații români, de Victor Ponta și clanul său. Da, grilluri, cârnați, danezi, hot dogs, cremvuști, muștar, chifle, bere, foarte multă bere, Tuborgul și Carlsbergul sunt la ele acasă, foarte mulți tineri și pe măsură ce trece ziua și voia bună și dacă doriți intoxicarea. Da, salut, salut! Participanților va fi mai pronunțată. Mai devreme au cântat și pe scenă, faimoasa scenă din Parken, unde sunt invitați diversi cântăreți locali, diverse formații locale, dar unde vorbesc și lideri ai social-democraților, ai partidelor de stânga, ai ecologiștilor. Potop de lume, nu altceva. Trebuie să menționăm și dacă o să avem timp, o să venim să facem și fotografii. Că a doua zi dimineața este acest parc un morman de mizerie. Din păcate, asta e. Sigur că imediat după aceea se face curat și totul revine la normal, un parc liniștit, fără prea multă agitație. Deci un 1 mai muncitoresc, vedem acolo în fundal standul social-democraților, dar și al partidului Enhetslisten, iată, împotriva social dumping. După cum știm, au fost foarte multe cazuri de români care au fost scoase în evidență de presa daneză ca fiind social dumping, deci români care erau plătiți sub limita lege sau foarte, foarte aproape de ea, pentru că românii acceptau aceste salarii mizerabile pe care un danez obișnuit nu le poate accepta pentru că nu poți să trăiești din ele. Da, standuri cu bere, bere Royal, una din berile faimoase din Danemarca. După cum v-am spus, Carlsbergul, iată, standul Carlsbergului, chiar la el acasă, aici în Copenhaga, în Parken. Am ajuns aici și la standul lui 3F Copenhaga. Da, sindicatul cunoscut acum foarte bine de români, implicat în foarte multe cazuri pentru recuperarea drepturilor românilor muncitori în Danemarca și chiar și uneori și salvarea lor, pentru că au fost cazuri tragice, dramatice în Danemarca cu români care erau exploatați, pur și simplu. Da? Deci, standul 3F în Parken de 1 mai. Aici poți să vii și să semnezi o adeziune. Da, iată că faimoasa civilizație daneză totuși mai are scăpări. Așa va arăta parcul ăsta peste câteva ore, plin de mizerii. Din păcate, asta e. Muncitorul danez mai are nevoie de educație
deocamdată stă și petrece de 1 mai, ziua lui, ziua muncitorilor din Danemarca. Zeci, sute, poate chiar mii de litri de bere vor fi consumate astăzi, în mod sigur câteva mii de litri. Sunt aproape 3000 de oameni aici, după părerea mea, poate și mai mult. Au fost câteva spicuri mai devreme. Aha. Din parc în 1 mai 2014, pentru cititorii danemarca.dk, o zi bună!